Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Timp de 8 zile, în lunile noiembrie și decembrie, Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România va organiza ceremonii de depunere a jurământului de credință. Pe fondul măsurilor sanitare, programările pentru acest serviciu se fac exclusiv online. Sancțiuni mai dure pentru cei care vandalizează mormintele. După incidentele de la cimitirul evreiesc din Chișinău, ministrul Justiției a prezentat un proiect de lege care prevede pedepse aspre pentru cei care manifestă intoleranță religioasă. Comisia Electorală Centrală așteaptă cererile de la alegătorii care solicită urna mobilă pentru a vota în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Cererile se pot face în scris până în seara zilei de 14 noiembrie. Timp de 8 zile, în lunile noiembrie și decembrie, Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România va organiza ceremonii de depunere a jurământului de credință. Programările pentru acest serviciu se fac exclusiv prin intermediul site-ului consulat.ro, anunță Ambasada României la Chișinău. Acordul pentru depunerea jurământului de credință la Autoritatea Națională pentru Cetățenie este emis de către secția consulară a Ambasadei României la Chișinău, exclusiv în baza unei programări prealabile obținute pe site-ul econsulat.ro. Urmează să fie depusă o cerere online către secția consulară. Pentru procesarea acesteia sunt necesare aceleași documente ca cele solicitate în vederea programării pentru depunerea jurământului de credință față de România la sediul misiunii diplomatice. Vor avea prioritate spre programarea cele persoane care doresc stabilirea domiciliului în România. Cererile online pentru depunerea jurământului de credință vor fi programate de către secția consulară cu respectarea ordinii cronologice a datei de transmitere a acestora și în limita locurilor disponibile. Data și ora programării vor fi trimise automat pe adresa de e-mail a solicitantului. Ceremoniile vor fi organizate la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie de la București pe 18, 20, 25 și 27 noiembrie și pe data de 2, 14, 15 și 21 decembrie. Amintim că pot depune jurământul de credință persoanele care au solicitat redobândirea cetățeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate, iar ulterior au optat pentru stabilirea domiciliului în România. Bărbatul de 24 de ani din satul Mereni, care și-a luat copiii ostatici și a pus pe jar poliția, este un recidivist care mai are două dosare penale la activ. Este un fost militar și pentru actele sale de violență a fost cercetat pentru agresiune în familie, dar și pentru un omor din imprudență comis în 2019. Bărbatul urma să se prezinte ieri pe banca acuzaților în dosarul de omor, dar înainte de asta s-a dus să-și convingă soția, care nu mai locuiește cu el, să meargă în instanță în calitate de martor al apărării. Femeia a refuzat și de aici a pornit scandalul urmat de luarea de ostatici a 3 copii cu vârste între 1 și 7 ani. În timpul operațiunii de salvare, un polițist și unul dintre copii au fost ușor răniți, iar o rudă a agresorului s-a ales și ea cu o rană în zona gâtului. Bărbatul a ajuns acum după gratii și va fi astăzi audiat. El riscă până la 12 ani de închisoare. Sancțiuni mai dure pentru cei care vandalizează mormintele sau manifestă intoleranță religioasă și lipsă de respect față de persoanele care își declară valorile religioase. Ministerul Justiției a prezentat un proiect de lege care prevede modificări ale codului contravențional și al celui penal, propunând sancțiuni mai aspre. Inițiativa vine mai ales după incidentele de acum câteva zile din cimitirul evreiesc din Chișinău, când 10 de morminte au fost profanate. Prezentul proiect de act normativ reprezintă o manifestare publică suplimentară a intenției Republicii Moldova și autorităților sale de a contracara orice manifestări de intoleranță religioasă pe teritoriul său, fiind elaborat ca o reacție la tendințele sociale existente atât la nivel național cât și la nivel internațional. Pentru că sancțiunile prevăzute acum pentru intoleranța religioasă sunt destul de blânde, autorul proiectului propune o amendă de până la 47.500 de lei sau chiar 2 ani de închisoare. Concomitent, se propune reglementarea acțiunii de profanare a mormintelor, precum și majorarea sancțiunii contravenționale cu o amendă de până la 1.800 de lei.
fenomen ciudat la Telenești. E sabur din pământ, iar oamenii cred că este un fenomen supranatural. Primarul a lămurit imediat situația. Despre ce este vorba cu adevărat vă spunem peste câteva momente în telejurnal. Comisia Electorală Centrală așteaptă cererile de la alegătorii care solicită urna mobilă pentru a vota în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Potrivit legislației electorale, cei care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu se pot deplasa la secțiile de votare, pot solicita urna de vot mobilă la domiciliu. Cererile se pot face în scris până în seara zilei de 14 noiembrie. Vor fi acceptate și solicitările făcute în următoarea zi când va avea loc scrutinul. Însă în acest caz, alegătorii vor trebui să depună cereri până la ora 15 și să prezinte în prealabil certificatul medical. Comisia Electorală Centrală precizează că cererile întocmite în turul întâi nu sunt valabile și pentru al doilea tur de scrutin. Alegătorii care nu pot depune singuri cererea sunt în drept să ceară ajutorul rudelor sau serviciilor sociale. Gest teribilist în plină stradă la Chișinău. Două adolescente s-au culcat pe o trecere de pietoni chiar în fața mașinilor care așteptau la culoarea verde a semaforului. Inspectoratul Național pentru Securitate Publică s-a autosesizat în urma imaginilor apărute pe internet. Imaginile de pe camera de bord a fost înregistrată aseară în jurul orei 10 pe strada Decebal din sectorul Botanica. Se vede cum două adolescente irresponsabile traversează o porțiune a străzii, se opresc pe trecerea de pieton și se culcă pe carosabil în fața mașinilor. Un tânăr se apropie de ele și le filmează cu telefonul. După câteva momente se ridică și o iau la fugă. Imaginele postate pe internet au stârnit multe critici. Inspectoratul Național de Securitate Publică a început o anchetă pentru a le identifica pe cele două fete teribiliste. Numai în prima jumătate a acestui an au avut loc 468 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor. 45 de oameni au murit și alții 403 au fost răniți. Din numărul total de accidente rutiere produse cu implicarea pietonilor, în 140 de cazuri victimele se aflau pe trecerea de pietoni și atunci 5 oameni au murit și 142 au fost răniți. Primăria municipiului Chișinău a cumpărat mai multe utilaje pentru dotarea mașinilor de salubrizare și dezăpezire a orașului. S-au cheltuit aproape 7 milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Printre noile utilaje sunt aspiratoare stradale, remorci pentru tractoare, perii pentru măturatul și spălarea trotuarelor sau containere pentru deșeuri. Tehnica de salubrizare va fi distribuită întreprinderilor municipale din cele 5 sectoare ale Chișinăului. Soia ecologică este tot mai căutată pe piața Uniunii Europene. Fiind bogată în proteine, ea este folosită pe larg în industria alimentară, dar și în furajele pentru animale. Soia se cultivă și în Republica Moldova, iar producțiile de calitate obțin certificatul Donau Soia, care garantează controlul originii boabelor și statutul de produs nemodificat genetic. Totul datorită programului Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova, program finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare a Austriei în parteneriat cu Asociația Donau Soia. Ion Berde are 370 de hectare în raionul Fălești cu 4 soiuri de culturi, printre care și soia. An de an, agricultorul extinde suprafețele dedicate culturii de soia. De pe o suprafață de 70 de hectare am scos 99 de tone, adică o tonă 400 la hectar. La prețul care iese, de exemplu, de am deja pe piață, cu 8 lei, anul trecut a fost o recoltă mai bună, pe o suprafață mai mică am strâns la 2 tone la hectar. Recolta scăzută se datorează și condițiilor climaterice din acest an. Problema este că în fiecare an tot mai greu și mai greu este recoltatul, adică sămănatul soii și creșterea soii. Pentru că condițiile climaterice din primăvară, secetoasă, ploi nus, ce ne împiedică de multe ori creșterea și cu o roadă mai competitivă. Totuși, fermierul nu vrea să renunțe la cultura de soie pentru că planta aduce multiple beneficii pentru sol. Îmbogățește cu azot solul și ca premărgător este foarte tare bun și noi de obicei după soie tare puțin folosim îngrășămintele minerale.
La moment numai la greu le folosim. Recent Ion Berde a obținut certificatul Donau Soia. Cultura de soi a fost verificată de la însămânțare până la recoltare. Prima etapă a fost materialul semințier, apoi după toate procesele tehnologice s-a luat probe la frunză. În momentul certificării s-a mai luat încă o dată probă la frunză, a luat tot probele la soi, tot dus în Uniunea Europeană și am așteptat, adică până nu de mult, adică rezultatul de acolo și am venit rezultatele, că într-adevăr noi suntem negămăuați. Agricultorul este mândru că a reușit să crească soia nemodificată genetic, chiar acum caută parteneri pentru export. Am vrut să arătăm că se poate, chiar nu crește GMO în țară. Încercăm cumva să, prin certificarea dată, poate să mergem pe o cale cât mai ecologică. Noi am vrea ca soia noastră să ajungă pe piața europeană, și anume Austria, Germania, părțile astea unde se apreciază. Agricultorul este beneficiar al programului Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare a Austriei în parteneriat cu Asociația Donau Soia. Noi punem accent să promovăm, deci, această cultură destul de valoroasă, nemodificată genetic. Nu este, deci, cunoaștem faptul că sectorul intern nu este asigurat cu necesarul de această cultură. Utilizarea standardelor Donau Soia și utilizarea certificării Donau Soia pentru a spori performanța lanțurilor valorice. Și de asemenea, deci, promovăm un mediu favorabil asigurării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar. Modern agriculture is not only about machinery and technologies, but as much about farmer organization, adequate support measures, skilled labor, innovation and market intelligence. Potrivit experților internaționali, în fiecare an Europa importă aproximativ 130.000 de tone de soia ecologică sub formă de boabe sau făină. Producția europeană de soia ecologică acoperă doar 50% din cererea de pe piață. Fenomen ciudat în satul Mândreștii Noi din raionul Sângerei. Dintr-o groapă de gunoi din preajma localității iese în continuu un fum toxic. Primarul localității spune că în perioada sovietică aici se aduceau deșeuri chimice de la o fabrică din Bălți. Chiar dacă peste câțiva ani gunoi ăștia a fost închisă, setenii sunt nevoiți să suportă permanent un miros înțepător. Setenii din Mândreștii Noi spun că problema a apărut acum 3 decenii. Ei nu-și pot explica apariția fumului care după fiecare ploaie le acoperă localitatea. Și acolo așa interesant că nu se stinge focul. Când plouă, atunci ies fum. Foarte mulți ani, dar avem vreo 30 de ani prin care noi mirosăm fumul acesta. Fumul acesta, să știți că miroase foarte urât. Și principalul că, ce să spunem, că nu putem să-l stângem. Nu se poate. De atâta și ceva neobișnuit, înțelegi, noi sunt cunoștem ce chimică să făceau, că acolo era o fabrică închisă care nu prea toți știau ce să produce acolo. Cum era pe vremea sotie, era foarte multe fabrici care se făceau. Într-adevăr, lucruri care necunoscute nou. Fabrica din Bălți a fost închisă în anii 80, dar problema așa și nu a fost rezolvată. Se poluează apa, se poluează aerul, nu avem aer curat, adică toate, eu dau unul foarte mare, eu socot pentru sat, chiar și mai ales seara când după ploaie tare se ridică o fum mare, vine spre sat, nu e aer curat, nu poți să respiri, nu poți să ieși chiar la o plimbare, măcar că avem păduri alături. Era acea o niște făină care se ducea cu camioanele și o substanță lichidă care se depozita acolo în spatele meu, sunt niște iazuri de acumulare acestor. Și în anii 1989 au fost o acțiune de ca să oprim, stopăm tot chestiile astea. Și au avut loc rezultat, dar în spatele meu, vedeți, și în ziua de astăzi, cu 31 de ani în urmă, s-a făcut acțiunea asta și până în ziua de astăzi totuși fumeghează, când mai ales când vine o ploaie, ceva cu vânt. A avut de suferit și preotul satului. S-a rupt pământul și am căzut acolo în foc, dar e acolo arde foc și nu se vede de unde. Așa, și ați primit arsuri? Am primit arsuri, da. Foarte greu, stămăduiește și e dureros.
Unii sătenii s-au găsit și beneficii ale misteriosului fenomen. Mare vreau să carbune, dar șoferul zici că nu trebuie nici un carbun, eu o caldaroșu pune în plet și ai subiect. Am venit, am făcut așa, băi, e 2 ani de zile, nu-i trebuie nici carbune, nici lemne. Nica, nica, femeie dragă, nica! În anii 1966, însă, localitatea Mândrești Noi își purta cu mândrie numele, iar regizorul Emil Oteanu a filmat aici un film. Predăm oile mâine. Treci de seară să iei hârtiile. Ce să fac cu ele? Eu ce am avut de zis, am zis. E ordin de sus, de la Raion. De sus, de jos, de unde masa n-o fi, eu unul nu dau nimic. Unii gunoiști au fost păduri și era o râpă adâncă de vreo 12 metri. Foarte curat era, nu era polu, era, cum să vă spun, creștea iarbă, ghioce, nicem și ne jucam acolo, erau stâinile. În Mândrești Noi din Sângerei locuiesc peste 1000 de oameni. În vestul Japoniei, autoritățile au salvat mai mulți căței din locuința unui pretins iubitor de animale. Într-un spațiu de doar 30 de metri pătrați erau numai puțin de 166 de animale chinuite. Vedem imagini de la operațiunea de salvare imediat în telejurnal. A început instalarea mobilierului urban pe străzile Alexandru Pușkin și Gavril Bănulescu Bodoni din centrul Chișinăului. Lucrările ar urma să fie gata în cel mult 2 săptămâni, iar investiția de la bugetul local este de 1,7 milioane de lei. Pe trotuarele recent renovate de pe străzile Bănulescu, Bodoni și Pușkin este în proces de instalare mobilierul urban. Este vorba despre scaune noi, ghiveciuri pentru flori, coșuri de gunoi, dar și pietre decorative pentru a împiedica parcarea mașinilor pe trotuar. Ca scop avem atât confortul cetățenilor, pentru asta ne-am propus să procurăm 150 de bănci fără spătar pentru cetățeni ca să odihnească, să le poată folosi și încă o, spunem așa, o idee care am vrut să o aplicăm este limitarea accesului autoturismelor care se parchează pe spațiile verzi, atât și pe trotuarele de pe aceste două străzi, astfel creând incomodități mari pietonilor care trec, persoanelor cu dizabilități, mamelor cu cărucioare și așa mai departe. Pentru asta au fost procurate 200 de vaze decorative. Locuitorii Chișinăului au motive de bucurie pentru că se schimbă în bine fața orașului. Arată bine. Să fie mai departe tot așa să facă. Să renoveze și clădirile, numai străzele. Să fie frumos, să fie aranjat. Ideea e destul de bună. Adică că orașul nostru devine mai frumos și deoarece este centrul orașului, eu cred că sunt bune aceste schimbări. Inițiativa e bună, dar sunt reparate, mai au de lucru băieți. Destul de bine arată. Măcar o schimbare ceva. Potrivit autorităților, la anul, dacă vor fi bani și pe alte străzi din Chișinău, ar urma să fie instalat un nou mobilier urban. Știri externe acum. Președintele american Donald Trump îi acuză pe rivalii săi democrați că încearcă să-i fure victoria pe care ar fi obținut-o la alegerile prezidențiale. Într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, Trump a denunțat fraude masive în timpul votului prin corespondență. Echipa sa de campanie a depus deja contestații. La rândul său, candidatul democrat Joe Biden declară că nu are nicio îndoială că va ajunge președinte al Statelor Unite. Au rămas state care nu au terminat încă de numărat voturile prin corespondență. Deși Trump conducea în aproape toate, avansul lui s-a evaporat odată cu sosirea voturilor prin corespondență. La unele circumscripții, absolut toate sunt pentru Joe Biden. Trump îi acuză pe democrați de fraudă, mai ales că în unele zone observatorilor republicani nu li s-a permis să asiste la numărarea voturilor. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. We're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. Democratul Joe Biden este foarte aproape de a ajunge la cele 270 de voturi electorale de care e nevoie pentru a câștiga Casa Albă. Deja își organizează tranziția. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So,
I ask everyone to stay calm. În teren, echipa lui Trump încearcă să obțină prin tribunalele locale accesul observatorilor la numărarea voturilor și oprirea numărătorii în cazul voturilor primite după ziua alegerilor. Există plângeri și că oamenii s-au dus la vot și au constatat că figurau că deja au votat prin corespondență. My name is Jill Stokey. I went to vote. It was told I already voted. I pursued the matter. And in years past, I always voted in person. This time, they mailed out the ballot and somebody took my ballot. În mai multe state, susținătorii lui Trump s-au strâns în fața centrelor unde se numără voturile și cer verificarea buletinelor. Nu doar fanii președintelui au venit, ci în unele zone și susținătorii lui Joe Biden, care afirmă că toate voturile trebuie numărate, indiferent de data la care au fost aduse. Franța va dubla forțele de securitate de la granițe, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron pe fondul amenințărilor teroriste din Franța și din alte țări ale UE. Macron a declarat că e nevoie și de o reformă a spațiului Schengen. Franța a ridicat sistemul de alertă teroristă la nivel maxim, iar creșterea vigilenței presupune strategii și forțe de securitate sporite, în special la granițe. Nous avons décidé. Compte tenu justement de l'évolution de la menace, des décisions prises la semaine dernière au regard de Vigipirate, d'intensifier très fortement notre contrôle aux frontières au sein de l'espace Schengen. Nous avons donc ainsi décidé de doubler les forces qui seront déployées aux frontières dans le cadre de ce contrôle, ce qui veut dire que nous passerons de 2400 à 4800 policiers gendarmes, militaires qui seront mobilisés dans ce cadre et CRS pour lutter contre l'immigration clandestine. Emmanuel Macron s'a déclaré de multe ori favorabil unei reforme profunde a spațiului Schengen, văzut ca o poartă de intrare a teroriștilor. Din 2015, Franța este ținta multor atacuri teroriste, iar amenințarea este în continuare ridicată. Ultimul atac terorist, cel de la Biserica Notre-Dame din Nisa, s-a soldat cu 3 morți, iar autorul este un refugiat fără documente legale, sosit din Tunisia. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. În vestul Japoniei, autoritățile au salvat 164 de căței din locuința unui pretins iubitor de animale. Câinii erau ținuți flămânzi și plini de paraziți într-un spațiu foarte mic. Organizațiile pentru protecția animalelor spun că e pentru prima oară când văd un asemenea caz în arhipelag. Animalele erau ținute într-un spațiu de 30 de metri pătrați, într-o mizerie de nedescris. Vecinii s-au plâns încă de acum 7 ani și din cauza zgomotului și a mirosurilor insuportabile. Autoritățile locale au venit atunci, dar proprietarul nu le-a dat voie să intre în apartament și ancheta a fost abandonată. Abia în iulie anul acesta au reușit să intre în locuință pentru prima oară. Căței, majoritatea nesterilizați, deparazitați sau vaccinați, arătau deplorabil. În casă locuiesc 3 persoane care au explicat că nu au avut banii necesari pentru aceste tratamente și așa au ajuns la această haită impresionantă. Legea este însă clară și în această situație locatarii vor fi anchetați pentru rele tratamente aplicate animalelor și neglijență. Câinii au fost confiscați și după ce vor primi tratamentul medical și vor fi sterilizați, vor fi oferiți spre adopție. Poliția financiară și vamei și italiene au dat o lovitură dură traficului de droguri. Cele două servicii au capturat aproape o tonă de cocaină într-un port din sudul Italiei. Narcoticile proveneau din Chile și erau ascunse în containerul unei nave care transporta scoici congelate. Potrivit poliției italiene, cocaina putea fi diluată și vândută pe piața neagră cu 186 de milioane de euro.
Cel mai puternic om din Rusia, Elbrus Nigmatulin, a stabilit un nou record, a tras cu o funie un avion comercial pe o distanță de 25 de metri. El a reușit să facă acest lucru în mai puțin de 45 de secunde. La sfârșitul experienței dure, acest adevărat Hercule modern s-a prăbușit pe pista aeroportului din Ufa. Elbrus a explicat că performanța sa se datorează antrenamentelor și unui regim alimentar bazat pe consumul de carne. Reușita sa va figura în cartea recordurilor. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul Orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!